Doamne și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară avem o ediție specială pentru că am bucuria de a vă anunța că în studioul emisiunii Sub semnul întrebării se află, din punctul meu de vedere, sigur aici sunt foarte subiectiv, cel mai bun comentator și analist de politică externă pe care îl are astăzi România. Este vorba de domnul Ștefan Popescu, pe care îl salut și mulțumesc chiar atât. Mulțumesc foarte mult! Să știți că n-am încercat să vă perim niciun fel, ci este un punct de vedere, repet, subiectiv. Am urmăresc încă analizele dumneavoastră, le urmăresc de fiecare dată, cumva mă și mărturisit de fiecare dată când pot, și mi se par foarte echilibrate, foarte temeinice. Aș vrea să intrăm, că avem foarte multe subiecte pe care vreau să vi le propun astăzi, direct întrebându-vă totuși, mai ales că vom discuta exclusiv politică externă, dar totuși, mai e valabilă butada, a fost o vorbă celebră de altfel la un moment dat, care spunea că dați-mi o politică internă bună pentru a da o politică externă performantă? Rămâne, cum să nu? Politica externă înseamnă că te proiectezi în exterior. Mm-hmm. Dacă tu ești o societate bolnavă, o societate în declin, o societate care pierde populație, o societate care nu investește este în cercetare, o societate care nu e conectată cu infrastructuri, în primul rând, că spunea un autor american, ce este Uniunea Europeană? O alianță a infrastructurilor. Corect. Te conectezi cu agricultura până să te conectezi cu documentele, simplificând lucrurile. Dacă nu ai elite conectate, mă bucur că l-aș cita pe Titulescu. Uh-huh. Titulescu venea și el dintr-o țară, sigur, importantă, nu era peisajul internațional atât de diversificat, dar România compensa problemele ei economice, mice, sociale, pe care le știm, printr-o conectare a elitelor extraordinare. Adică Marta Bibescu, care mergea pe Downing Street Regina 10 Maria. Oricând, Regina Maria, Titulescu, dar nu numai. Toți marii noștri intelectuali erau, și elitele politice, chiar și cele provinciale, erau, și ajunge să privim arhitectura orașelor de provincie, vechile case boierești și nu numai ale clasei de mijloc, care arătau și un anumit gust, un anumit rafinament și o anumită conectare cu lumea occidentală. Noi nu mai avem în acest moment. Vedeți că politica externă la noi se face numai în costume, a spune, de împăiat, adică numai cadrele oficiale. Nu vezi un ministru român că își pune mâna la pune mâna pe telefon și sună omologul și îl tutuiește, sau îl vezi la o cafea, sau deci dumneavoastră spuneți că, având și experiență diplomatică, dumneavoastră spuneți că este foarte importantă această relație aproape amicală care se stabilește între actorii de pe scena politicii externe. Da, ori la noi nu mai există lucrul acesta. De asta și tendința, cum prinzi un străin, mai ales un occidental, să spui imediat, să faci o fotografie, să o pui pe Facebook, să spui gata, m-am întâlnit cu el. Da, adică, nu mă gândesc la adevăr. Da. Înainte nu exista așa ceva. Adică probabil că străinii doreau să se pozeze cu Titulescu, sau cu Gafencu, sau cu Tache Ionescu. Adică am avut nume astea, adevărul, care nu simțeau un complex de inferioritate cu interlocutorii. Da, mă gândesc exterior. Acum că în tulburii ani 40, 41, 42, nu degeaba Bucureștiului, mă rog, sigur, asta era înainte, nu degeaba era micul Parisul, numai printr-o arhitectură pe care el o... Prin oameni. Așa, prin oameni și prin faptul că aici devenise la un moment dat o placă turnantă, se întâlneau toți. Și nemții, și americanii, și britanici, și la nivel de servicii de spionaj, și la nivel de ziariști, și la nivel de oameni politici, veneau artiști, aici, de artiști. Atenție, da, totuși, da, André Breton, ziceți, care spunea că București a devenit capitala mondială asupra realismului. Corect, adică era o circulație a elitelor extraordinară, remarcabilă. Aveam scriitori care mergeau și publicau la Credeți Paris. Credeți că numai comunismul este cel care ne-a amputat, hai să spunem, bucata asta senzațională din chipul țării? Comunismul a fost și în Polonia, comunist și în Ungaria. Cred că felul în care noi am făcut tranziția, cred că asta ne-a... Uh-huh. Adică am dat... E clar că am pornit pe picior greșit și am acumulat niște întârzieri și mai ales am pierdut un potențial, pentru că potențialul, toată lumea vorbește de potențialul extraordinar al României, dar potențialul nu e ceva static. Adică oamenii au plecat, noi suferim o hemoragie demografică de 30 de ani.
Și-au plecat elite, este clar. Avem o problemă cu meritocrația pe care alte state surate nu au într-o asemenea măsură. În același timp, domnule Popescu, tot la nivelul acesta al privirii, haideți să spunem de ansamblu în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume, nu cred că mă înșel și nu mă înșel sigur pentru că am văzut că sunt mai mulți oameni mai deștepți ca mine care au sentimentul ăsta, că și la nivelul elitelor europene, fie că vorbim despre țări puternice, unde nu putem să spunem că nu au tradiție și continuitate în materie de diplomație sau în materie de strategie de politică externă, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, chiar Statele Unite. Ceva s-a întâmplat. Exact. A cam scăzut nivelul, ca să încerc să... A scăzut bine de tot. De ce? Cred că trăim într-o epocă de declin inexorabil al Occidentului. Mm. Și atunci, eu nu spun că nu o să mai apară vârfuri, dar cred că garnitura asta atât de slabă este o expresie a declinului, a incapacității, vedeți, de a găsi soluții. Trăim exact, suntem ca Imperiul Bizantin în faza târzie. Când înainte de căderea Constantinopolului, când ne ocupam de sexul îngerilor în loc să apărăm capitala, același lucru facem și acum. Vedeți, o super birocrație a Uniunii Europene și o incapacitate a elitelor de a gândi pe termen lung. Nu mai avem oameni care gândim de la un ciclu electoral la altul. Ce a mai rămas din Bizanț la vremea respectivă s-a mutat spre Rusia, spre Moscova, mă rog, acolo sau cumva. Spre noi? Spre noi, așa. Noi unde să ne ducem? Noi, lumea occidentală, că ne includem și pe noi acum în zona. Unde să te duci? Păi nu avem unde să ne ducem. Că e cam totul pus. Dacă tot am ajuns aici discutând despre lumea occidentală, am citit astăzi un titlu destul de dur în Politico. Nu era neapărat un reportaj, era mai degrabă un comentariu în legătură cu Ursula von der Leyen. Da. Și titlul era ceva de genul: Ursula von der Leyen a trecut de la regină la împărăteasă. Și se vorbea despre puterea extraordinară pe care o dobândește în noua Comisie Europeană Ursula von der Leyen, pentru că practic a scăpat cam de tot ce putea să însemne în interiorul Comisiei Europene voce care să o contreze, care să nu fie de acord și să aibă, de care Ursula von der Leyen să țină cont. Acum s-a nivelat personaje minore. Exact, da. Thierry Breton, care era singurul comisarul francez, din păcate și Macron, iată declinul Franței, ștergerea Franței din marea politică internațională, care dorința lui Macron de a-și pune un apropiat, un foarte apropiat, care a fost consilier, care ministru de externe, un om care nu are niciun fel de experiență, mă rog, și Ursula von der Leyen, care este expresia acestui declin al elitelor, pentru că se vede, este un personaj fără carismă, fără cultură, un personaj mediocru din punct de vedere în politica germană. Da, n-a strălucit. O doamnă care s-a închis, care și-a făcut o garsonieră lângă birou unde stă și se mai odihnește și probabil mai reflectează la problemele europene, înconjurată 90% numai de consilieri germani, funcționează într-un cadru restrâns, de asta Breton, tocmai asta i-a reproșat. Și, din păcate, persoana asta trebuie să o mai avem încă 5 ani într-un moment critic pentru Europa. Da, în contextul acesta și al lucrurilor pe care le spuneți dumneavoastră acum, despre ce fel de Uniune Europeană vorbim, domnule Popescu? Haideți să zăbovim un pic asupra acestei realități. Fără a fi, Doamne ferește, nici de cum eurosceptici sau, ci îngrijorați. Putem să rostim acest cuvânt? Da, suntem îngrijorați. E legitim să fim îngrijorați. De felul în care arată astăzi Uniunea Europeană. Absolut. Da. Bun, și despre ce fel de Uniune Europeană vorbim noi astăzi la ora la care discutăm? Ce s-a ales sau ce e proiectul ăsta sau încotro se duce? Tocmai asta, mă întreb și eu încotro se duce acest proiect, pentru că Uniunea Europeană a intrat în derapaj, am spune, economic față de Statele Unite și față de China. Da. Are o problemă de, statele europene nu se mai înțeleg între ele, în special cuplul franco-german, care nu mai există, sunt diferențe majore între cele două. Sunt țări care au probleme interne, vedeți cazul lui Scholz prăbușit în sondaje, în Macron, care e orientat numai pe probleme interne, se gândește să aibă și el alegeri anticipate la anul, are o formulă provizorie de guvern. Celelalte țări nu pot asuma pentru că n-au nici orizont strategic, n-au nici resurse.
instituțiile europene caută să-și creeze funcția, nu hiperreglementând, hiperbirocratizând Uniunea Europeană, făcându-și loc pe acest fond al prăbușirii statelor. Putem vorbi despre dorința, inclusiv a Ursulei von der Leyen, unei reforme, unei regândiri a Uniunii Europene. Nu are capacitatea să uitam și la faptul că Germania reintroduce controlele la frontiere. Da. Reintrodus, de fapt. Da. Reintrodus controlele la frontiere. Asta anulează iarăși o perlă din coroana Uniunii Europene. Fără să se consulte cu nimeni. Cu nimeni, da. Cum a făcut și doamna Merkel în 2015 cu valul aveți de dreptate, refugiați, da, pe da. Care, iar noi suntem niște victime. Da, ne-a adus pe cap. Austriecii, când, dacă tu ești traversat de 1 milion de persoane din Siria, din Balcanii Occidentali, unii veni și din Afganistan cu valul de siriene, au plecat mai mulți, că sunt valuri succesive de migranți care erau în Turcia. Haideți să ne punem în pielea unui cetățean din Viena. Își dorește o deschidere, o lărgire a spațiului de liberă circulație, adică, îmi pare eu, Germania, din păcate, a făcut greșeli grave, dar mă rog... Deci știi că nu ne convine, trebuie să înțelegem și poziția unui austriac care zice eu nu vreau, domne, să lărgesc spațiul Schengen, ci până... A fost un episod traumatizant, să fim serioși. Și acum inclusiv Germania plătește, adică și Scholz și CDU, pentru că vedem AfD-ul ce scor are. Rămân însă cu această nelămurire, și numai eu, cred că mulți alții, revenind inclusiv la ceea ce spune Politico astăzi, da, de la regină la împărăteasă, deci și mai multă putere, cu alte cuvinte, pentru Ursula von der Leyen. Cine e până la urmă Ursula von der Leyen? Adică putea Uniunea Europeană, Parlamentul European, grupurile politice, de fapt, din Parlamentul European, să spună, domnule, hai să încercăm și cu altcineva. Gata, ne-am convins. A încercat Macron, voia cu Draghi, dar n-a reușit, pentru că rămânând fără guvern, fiind primind acea palmă din partea electoratului francez și la europene, n-a mai avut forța să răstoarne jocurile și atunci s-a resemnat, interesat mai mult de politica internă, a mers pe mâna propunerii grupului său politic Renew de a pune-o pe acea estoniancă în poziția Kaja Kallas de înalt reprezentant pentru politică externă, care nu contează, să fim serioși, că nu există politică externă a Uniunii Europene. Exact. Și atunci a rămas printr-o forță a inerției, și inerția uneori este o forță foarte puternică, a rămas Ursula von der Leyen, care nu e nici măcar propunerea actualului guvern german. Este o reminiscență a epocii Merkel. Oare are doamna Ursula von der Leyen un alt fel de sprijin? Nu vreau să plonjăm în conspirații. Nu, dar anumite lobby-uri, pentru că unul din motivele pentru care Breton a fost scos a fost și faptul că a criticat și a fost un oponent al numirii unor... trebuia numită o economistă americană responsabilă la concurență în Uniunea Europeană și s-a opus. De asemenea, a fost unul dintre susținătorii sancționării unor mari companii americane high-tech. Deci este posibil să fie existat și un anumit sprijin informal pentru Ursula von der Leyen. În contextul acesta, Uniunea Europeană este sau mai este, nu neapărat pe picior de calitate, n-a fost niciodată, dar este în stare să asume o poziție categorică, uneori chiar împotriva Statelor Unite ale Americii, nu. Sau se așează, cred că v-am auzit spunând la un moment dat, la remorca Statelor Unite ale Americii. Este clar, în acest moment în care Franța și Germania nu mai sunt unite, nu numai ca urmare a faptului că leadership-ul lor politic este slăbit, dar între ele sunt viziuni total diferite, mai ales strategice, cu privire la Uniunea Europeană, deși, atenție, faptul că domnul Scholz a fost în Asia Centrală a fost să mărească schimburile cu Asia Centrală. Asia Centrală fiind o poartă de intrare în Rusia. Că, de fapt, nu vin Kazahstanului, Kârgâstanului, produse deci germane. Nemții nu se lasă în relația lor cu Rusia. Nu se lasă în relația cu Rusia. Chit că trebuie să ia puțin să ocolească. Centrală, tocmai. E o poartă de intrare în momentul în care îți cresc exporturile. Mă uitam cu Kârgâstanul germane spre Kârgâstan cu 900%. E clar că nu va fi Kârgâstanul care îți cumpără produsele, ci sunt rușii care le cumpără produsele. Nu cred că îi putem totuși acuza, domnule Popescu. O duc rău de când au rupt relațiile cu... De când nu mai beneficiază de gazul ieftin rusesc.
gazul și piața rusă. Și asta e, da? Și au și probleme cu China, pentru că Statele Unite în competiția asta cu China doresc să-i forțeze să se rupă și de China și, într-adevăr, modelul lor este total, cum să spun, sunt puțin în aer, privesc cu mare îngrijorare la viitor. Cu au ce ajuns, să substitui cele două piețe? Au ajuns într-o astfel de situație pentru că n-au știut să joace din punct de vedere politic, pentru că a apărut blestematul ăsta de război Rusia-Ucraina și au fost puși la zi. I-a încurcat războiul, ăsta e adevărul, pentru că ei voiau, atenție, ce s-a întâmplat în 2014 cu anexarea Crimeei, da. Acordurile de la Minsk, în spatele lor s-a aflat mai ales Germania și Franța, dar mai ales Germania, care spuneau, domne, împărțim, înghețăm Ucraina și îi lăsăm pe ruși, le lăsăm Crimea și noi ne vedem mai departe de proiectele energetice. Au tras de Nord Stream până în ultimul moment, așa, da. Mai ales de Nord Stream 2, adică era clar, americanii deja le arătau, da. Plus populismul, pentru că, iată, și la case mai mari se întâmplă, de asta ajung uneori destul de indulgent cu noi, pentru că în momentul în care a fost Fukushima, erau alegeri în câteva landuri și verzii erau pe val și atunci Angela Merkel a anunțat, gata, închidem centralele nucleare. Crezând, bineînțeles, că va putea compensa cu gazul rusesc, pentru că doamna Merkel a avut relații deosebite cu Vladimir Putin, să nu uităm că îi trimitea în fiecare lună o lădiță de bere din încă produsă în RDG, pe care el o bea când era ofițer acolo sub acoperire, la Dresda, fusese invitat la campionatul de fotbal când s-a jucat finala în Brazilia, Germania-Brazilia, vă aduceți aminte, cu 7-1, invitatul de onoare al doamnei Merkel, președintele Rusiei, și ultima vizită înainte de predarea ștafetei în calitate de cancelar a fost tot în Rusia. Bine, și celălalt cancelar dinainte, Schröder, nu mai vorbim, că el era angajatul, exact, angajatul lor. Mai mult de atât. Relația era extraordinară. Deci era o relație foarte puternică cu Rusia și este clar că sunt derutați în acest moment și încearcă cu disperare să-și reconstruiască relația cu statele estice și să găsească o alternativă la gazul rusesc. Dumneavoastră nu vi s-a părut așa de la distanță cum privim noi toți, dar dumneavoastră aveți și o altfel de privire. Nu vi s-a părut bizar modul în care nemții s-au resemnat în legătură cu exploziile la Nord Stream? Adică n-au avut așa niciun fel de tresărire din asta națională în care să se enerveze, în care să se... Nu, dar după ce ancheta a început să avanseze, am văzut că brusc ajutorul pentru Ucraina s-a înjumătățit. Uh-huh. Adică nu vreau neapărat să leg, dar mi s-a părut foarte interesant timingul. Când ajutorul pentru Ucraina a căzut în discuțiile pe legea bugetului, spunând că nu mai sunt bani și că nu se poate merge mai înainte. Deci este o nemulțumire germană evidentă, iar eu cred că istoria, tot timpul trebuie să facem un pas în spate. Mi l-ați adus aminte pe Titulescu, el a normalizat relație cu Rusia, cu Imperiul, cu Rusia Sovietică, cu Uniunea Sovietică. Mm-hmm. Să ne aducem aminte când rușii au mai speriat Europa și s-a produs o ruptură de le-am creat un cordon sanitar, nu? Da. Am căutat să izolăm. 1917, Revoluția Bolșevică. Guvernul bolșevic care se instituie la sfârșitul lui 1917 nu mai recunoaște împrumuturile luate de Rusia, de la bănci germane, pardon, franceze și britanice. Se sinucid la Paris, nebunie mare. În 1918, moartea țarului Nicolae al II-lea cu familia. Gata, izolăm Rusia. 1934, normalizăm relațiile pentru că creștea Germania și aveau nevoie de o forță de echilibrare în Est. Deci în 17 ani lucrurile pot fi fundamental schimbate. Ne întoarcem imediat după publicitate. Foarte alertă discuția noastră și mă bucur că se întâmplă așa. N-aveam mari emoții, știam că va fi o discuție alertă, dar ne întoarcem pentru că sunt multe subiecte. Intrăm și în discuția despre Ucraina, intrăm și în discuțiile despre ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, vorbim și despre China. Cât ne lasă timpul în seara asta în emisiunea Sub semnul întrebării, povestim, încercăm să atingem cât mai multe subiecte. Eu am vreo 40 de întrebări, să știți, nu copiez nicio emisiune a colegii Denise Rifai, dar atâtea mi-au ieșit, ca să zicem așa. Și am să încerc să pun cât mai multe dintre aceste întrebări. Revenim rapid!
Împreună cu domnul Ștefan Popescu, comentator și analist de politică externă în studioul emisiunii Sub semnul întrebării, în această seară o ediție dedicată actualității din politica externă. Zilele acestea, deci fapt, în ultimele două zile, ultimele 48 de ore, domnule Popescu, ne uităm uluiți la, și nu știu cum să spun, un nou fenomen în explozia pagerelor, da, explozia walkie-talkie-urilor, cine știe ce mai explodează în perioada imediat următoare. Toată lumea vorbește despre Israel, că ar fi în spatele acestor explozii. Da. Poate că da, poate că nu. Credeți că intrăm și din această perspectivă într-o nouă paradigmă? Vorbeam și de una zi în emisiunea asta, dar și în podcastul pe care îl fac, că m-am uitat destul de strâmb la acest device, da, la telefon așa, până, sigur, au început să apară tot soiul de explicații pe surse, că au fost de fapt un lot de pagere care avea deja băgat în el niște... Cred că se intră de când cu drone, a devenit aproape obișnuit, ne-am obișnuit rapid, să spunem, în câțiva ani de zile. Mai întâi a apărut o chestiune foarte exotică, acum să ne obișnim. Dronele. Fiind dronele, domne, asta este. Nu, dar au mai făcut așa ceva, nu e nimic nou. Adică Mossad-ul sau Shin Bet-ul, ele sunt, au, cum să spun, au capacitatea tehnologică să facă așa ceva și dacă ne uităm în... Mii de astfel de aparate. La așa proporție, nu, dar vă spun că din 1970 fac, chiar cu telefonul fix. Deci când, după 1972, când au fost Jocurile Olimpice de la München, știți, moartea celor 11 atleți israelieni, au demarat operațiunea răzbunarea Münchenului, chiar așa s-a numit, Mossad-ul, și unul dintre cei implicați, șeful biroului organizației palestiniene la Paris, Mohamed Amshari, pe 8 decembrie au reușit să intre în apartamentul din Paris, să înlocuiască soclul telefonului fix și au dat telefon de la o cabină alăturată, bineînțeles cu explozibil. S-au asigurat că el răspunde, au detonat și a murit o lună mai târziu. Uh-huh. În 96, artificierul Hamas l-au interceptat și și-au dat seama că îl sună pe tatăl său în fiecare vineri. Aveau un telefon Motorola, erau telefoane mobile în 96 și i-au substituit telefonul, deci l-au furat, i-au pus în locul lui un alt telefon cu explozibil și tot așa. Când a sunat... Acum, la ora la care discutăm, sigur, foarte mulți aplaudă și spun, domne, bine le-au făcut. Vorbim despre Hezbollah, vorbim despre nu știu ce. Dar noi știm că întotdeauna, în astfel de situații, roata se învârte sau tehnica pe care o folosești într-un astfel de atentat poate să ajungă la un moment dat și în celelalte mâini. Da, păi am văzut pe 7 octombrie, adică lucrurile... Da, dar... Când faci analiză în relațiile internaționale, nu poți să spui bine că s-a întâmplat asta, pentru că nu înseamnă analiză. Noi doar ne uităm. E clar că Israelul avea un interes fundamental să slăbească Hezbollah-ul, pentru că Hezbollah-ul e amenințarea cea mai directă, mai mare decât Iranul, pentru că e la frontieră. Uh-huh. Are o mare presiune, are cam 100.000 de cetățeni care sunt refugiați în propria țară, pentru că în nordul Israelului nu mai pot rămâne, pentru că sunt tiruri vazii cotidiene. E drept că și ei omoară cam unul pe zi. Un luptător Hezbollah pe zi. Suntem din 7 octombrie cam 300 și ceva, deși au o armată destul de mare, dar totuși în fiecare zi. Acum sunt slăbiți pentru că pagerele astea le aveau probabil ofițeri, în ghilimele, oricum responsabili, inclusiv ambasadorul Iranului. Vom vedea câți vor supraviețui. Sunt totuși 12 morți și încă câteva sute. Am văzut chiar până la 2800 sunt de răniți. Sunt chiar vreo 40 de morți, spuneam. 40 acum, crește acest bilanț. Poate, sunt două ipoteze aici. Fie le-au detonat acum pentru că au intrat la bănuiel cei din Hezbollah și au zis, domne, decât să detonăm acum, pentru că poate erau puse în adormire așteptând o operațiune militară a Israelului și pe fondul acestei operațiuni să le detoneze pentru a provoca derută în sânul mișcării Hezbollah. Dar este clar, normal, este o operațiune care rămâne în analele spionajului israelian. Ceea ce se întâmplă acum de niște luni de zile în Gaza, ceea ce se întâmplă acum cu Hezbollah și cu Libanul. Oare Bibi Netanyahu și izraelienii în general nu împing lucrurile
spre punctul ăla foarte critic la un moment dat în care chiar să sară în aer Orientul apropiat? Nu, acum au creat următorul. După ce l-au eliminat și pe șeful biroului politic Hamas chiar în Teheran, escalada nu poate exista decât de partea Israelului, pentru că ceilalți nu au mijloacele să pornească niciun război împotriva Israelului. Israelul a arătat că au falii în sistemul de comunicații. Deci este clar, în acest moment nu știu cum mai comunică, cred că de la om la om. Porumbei. E clar că au oameni la fața locului care le-au infiltrați și ar fi cu adevărat sinucigași. Deci nu vi se pare să... prea mult ce face în momentul nu, de față? Nu, e drept că pe fond alimentează ura împotriva Israelului și, bineînțeles, se vor căuta soluții să fie lovit la rândul lui Israelul. Dar pe termen scurt sunt paralizați. Hezbollahul de ceea este ce paralizat. Se întâmplă în Gaza, ce părere aveți? Cum vă raportați la criza umanitară, mă rog, pe de-o parte, sigur și... Știți că relațiile internaționale, principiile nu contează, decât sunt numai comunicare politică. Atât. Contează raporturile de forță. Uh-huh. Ori în acest moment... Deci nu judecăm sentimental sau altfel. Nimeni nu judecă sentimental. Da. Uh-huh. Și în primul rând, statele arabe sunite, nu vorbim de stradă, care este sensibilă, dar la nivelul elitelor politice și serviciilor, se bucură. Uh-huh. Adică Egiptul este primul beneficiar al faptului că Hamas a fost îngenunchiat, Iordania, Arabia Saudită, nu mai vorbesc, Emiratele Arabe Unite, care chiar a cumpărat echipamente militare israeliene pentru că se teme de Iran. Ura este atât de mare față de Iran în rândul statelor arabe sunite, încât aplaudă orice mișcare a Israelului și văd în Israel garantul securității lor. Și în aceste condiții, bineînțeles că dacă ce au făcut cu Hezbollahul, cu atât mai mult... Da, unii spuneau că lumea arabă s-ar va putea... Singurul care, mă rog, a fost vocal, dar și pentru prezentare, a fost Erdogan, dar a tăcut. Plus că au mai uitat și ei de imaginea lui Arafat. Dacă te duci în cercurile unor tineri din Emirate, Arabia Saudită, care mai merg în Silicon Valley, care mai merg prin Monaco pe la cazinouri, le spune prea puțin Yasser Arafat și cauza palestinienilor și panarabismul promovat de Nasser în trecut, și sunt mult mai, văd în Israel, dimpotrivă, un model. Nu pentru majoritatea populației, deci comunicarea publică este cu totul altceva, dar în sinea lor toți se bucură că un proxy al Iranului este lovit atât de tare. Da, interesant. Așa funcționează relațiile internaționale și, bineînțeles, alianțe. Vedeți că nimic nu este temei. E drept că Iranul va căuta să se apropie și mai mult de China, de Rusia, adică vor fi anumiți beneficiari ale acestor mișcări. Vi se pare că față de alte perioade, de după al doilea război mondial, ca să nu ne ducem prea mult în istorie, suntem într-o lume în care există foarte multă, prea multă tensiune? Da, pentru că este o lume, înainte era un sistem internațional stabil. Aveai după al doilea război mondial doi poli mari. Da. Statele Unite, Uniunea Sovietică, erau nealiniații, dar ei, unii erau ba pro-sovietici, ba pro-americani. În acest moment vedem că apar mai mulți poli de putere care promovează o politică de multialiniere. Vedeți cazul Turciei. Turcia este NATO, nu va ieși de acolo pentru că are multiple avantaje. Corect. Nimeni nu va da afară pentru că nu-și permite nimeni și o să-i tolereze absolut orice excentricitate, nu numai lui Erdogan. Și cine va veni, și opoziția, sigur, dacă vine după Erdogan, aceeași politică va face și în același timp câștigă din războiul cu Rusia, pentru că Turcia face afaceri impresionante cu Federația Rusă. Este proximul, cel mai important al rușilor. Da, se înțeleg, i-au sacrificat pe armeni și rușii în mod pragmatic, pentru că au mai mult de câștigat din relația cu Azerbaidjanul și Turcia. Uh-huh. Și, bineînțeles, Turcia, văzând că BRICS-urile, aceste mari țări emergente, Brazilia, Rusia, China, India, Indonezia, Africa de Sud, cresc, pentru că a intrat și Arabia Saudită, aliată al Statelor Unite ale Americii, a intrat Etiopia,
vrea să intre și ea în BRICS, poate o să intre peste câteva săptămâni la summitul BRICS care va avea loc la Kazan, tocmai în Rusia, pentru că, de ce nu? Nu va fi o lovitură pentru, chiar pentru Uniunea Europeană, este o lovitură, care ani de zile a refuzat și a ținut Turcia pe bară, spunând, mai aveți de lucrat și dar mai au de lucrat. Dar nu de lucrat, dar nu asta a contat, asta a fost, cum să spun, explicația oficială. De ce nu? Păi, de ce să accepți o țară de 95 de milioane de locuitori? Corect, adică Germania și Franța de-abia se armonizează între ele și noi trebuie să vedem Uniunea Europeană și ca pe o realitate de echilibre, de putere, de forță între statele membre. Însemnând și teritorii, atunci, populație... Populație, economie, economie, tradiție, exact. Capacitate de a influența dincolo de frontierele deci tale. Deci asta cu suntem toți egal la masa negocierilor, așa nu ceva în politica internațională nu există. Nu există și nici într-o alianță. Și adică, spuneți-mi deci, profesorii mei la Paris îmi spuneau, pentru noi Uniunea Europeană este multiplicator de putere. Uh-huh. Adică intru în instituțiile europene ca să influențez mai bine și să-mi promovez propriul interes. Corect. Atenție! Da. De asta e o mare bătălie. Noi am înțeles-o mai târziu, să-ți bagi experți, să-ți promovezi oameni în posturi cheie, nu neapărat vizibile, că noi ne legăm numai de poziția de comisar, nu, no, la cabinetele, birocrați, cei care au urechi, cei care mai influenți acolo, deși o țară mică, sunt olandezii, care sunt peste tot, adică, deși, sigur, ai zice, domne, ce Olanda, da, domne, Olanda e o țară mare, putem să spunem. Exact, deja. Din punctul de vedere. Și rute, apropo de politică, trecem de la una la alta, dar e important, da. Rute a fost sprijinit și n-a fost, nu Klaus Iohannis, nu s-a uitat nimeni nici la CV, nici la România în special, și dacă era un polonez, americanii nu l-ar fi sprijinit, apropo de discuția noastră dinainte de pauza publicitară, pentru că americanii au dorit să nu fie cineva de pe flancul estic. În condițiile în care marea prioritate americană este joncțiunea NATO cu alianțele din Indo-Pacific ale Statelor Unite ale Americii și China este marea provocare pentru Statele Unite ale Americii, de ce să se lege cu un personaj care ar fi fixat prea mult organizația într-un conflict care pentru ei rămâne, sigur, important, dar nu fundamental? Turcia, spuneți că dacă ar fi intrat, nu cred că mai e vreo șansă, în Uniunea Europeană, ar fi rupt... Păi trebuia să-i faci loc. La influența, aspirațiile pe care le are regionale, capacitatea de influența, vedeți, Balcanii Occidentali, este o țară cu mare influență, care se consideră ea însăși un pol de putere, care are orizont strategic. Adică orizont strategic înseamnă că are un proiect de putere, cum are Polonia, de pildă, dar Polonia e mai mică, nu e Turcia. Și bineînțeles, Franța și Germania, care s-au bucurat în sinea lor că Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană, a fost marea lor, ca să iei și pe britanici, care erau și membru permanent al Consiliului de Securitate, și relația privilegiată cu Statele Unite ale Americii, se mișcau cam greu. Ei au crezut, au avut un moment de exista și o chimie la nivelul leadership-ului, că, gata, reușesc să controleze Uniunea Europeană, că americanii sunt marginalizați, ori a izbucnit, bineînțeles, pandemia de COVID-19, da. Războiul din Ucraina, care le-a dat planurile peste cap. Ați pomenit ceva mai devreme de BRICS? Da. Acum câțiva ani, când s-a lansat ideea, sau mă rog, ideea mai veche, dar când a început să devină palpabilă, da. Tot mai părea pentru, am citit câteva comentarii la vremea respectivă, pentru unii și alții un moft. Părea așa o chestiune. Doamne, haide, am înțeles, se adună și ei acolo, își unesc sărăciile, da. Își capătă toți. Unii nu se înțeleg între ei, India, China. Nu o să fie, domnule, nu o să fie. Da. Uite că astăzi, la ora la care discutăm, proiectul ăsta începe să fie din ce în ce mai amenințător. 46% din populația mondială, peste o treime din PIB-ul mondial. E rău că a apărut acest BRICS? Nu știu dacă e rău, că în istorie apar lucruri. E rău pentru noi că se dezoccidentalizează lumea și că noi, occidentalii, suntem și noi acolo în paradigmă, luați caravana Europei, au luat și căruța românească, a legat-o, nu mai avem monopolul modelului, nici economic, nici cultural, nici politic și arată că o lume se ia sfârșit, se închide un capitol și apare o lume mult mai tânără, mult mai ambițioasă și vedeți sancțiunile la adresa Rusiei. Câte țări nu au vrut să adopte sancțiuni la adresa Rusiei din Africa, din Orientul Mijlociu și toate aceste țări, că sunt în conflict India cu China, sunt unite de o convergență și anume dorința de a disloca Occidentul, inclusiv Turcia,
care este NATO, dar ea se dorește ea însă să fie un centru de putere. Categoric. Ea nu dorește să aibă Bruxelles care să-i spună ce să facă. Nu, Turcia are trăsărirea Imperiului. Are trăsărirea Imperiului, are memoria Imperiului, exact, care a revenit și asta arată, iată, chemalismul a fost o poșghiță. Dar în momentul în care... Statul profund, da, societatea, da, profundă, da, a apărut, memoria aia imperială nu a dispărut. India, China sunt realități de putere, Rusia de asemenea, Brazilia și nu numai, Africa de Sud, Nigeria, apetitul crește. Din punctul acesta de vedere, poziționarea noastră aproape, cum să spun, totală, da, împreună cu partenerul strategic, cu Statele Unite ale Americii, refuzând ba chiar cu oarecare violență relații comerciale și schimburi cu China. Da. Da? Stând, evident, în momentul de față, într-un conflict, mă rog, care e mai mare, cu Rusia, având totuși în permanență ochiul ațintit spre ce vrea partenerul nostru strategic. Da. Vi se pare o poziționare corectă și câștigătoare pe termen, n-aș spune lung, dar măcar pe termen mediu? Aș spune că astea sunt resursele României. Este o politică externă în concordanță cu resursele umane, intelectuale, economice ale României. Deși adică dacă România vrea mai mult, nu se poate mai mult. Politica externă se naște, o să spun un lucru banal aproape, cu manualul de istorie și de geografie. Da, da. De acolo pleacă. Care este orizontul strategic, orizontul geografic al românilor? S-a restrâns foarte mult. Citim tot mai puțin, ne interesează tot mai puține lucruri. Suntem în această logică de supraviețuire, chiar dacă suntem la un anumit nivel material. Dorința de a-și lua o casă, o mașină, foarte puțini își doresc cu adevărat ca România să mai joace un rol. Ori politica externă reflectă într-un fel aspirațiile societății. Ori noi suntem o societate care, nu știu, cum am putea să spunem, care este într-un fel într-o margine de istorie. Din păcate, o spun cu mare durere, pentru că mi-aș fi dorit România nu să înceapă să aibă o politică multivectorială, că e mult prea mult. Mi-aș fi dorit o Românie mai activă în Uniunea Europeană, mai profilată în cadrul Organizației Tratatului Nord-Atlantic. Chiar și acolo avem multe de făcut, pentru că, mă rog, sigur că ar fi. Polonezii, de pildă, iată, ei sunt un adevărat, au folosit orice criză pentru a-și defini și a-și consolida un model de mare putere regională. Ori România avea și ea un potențial, nu ca Polonia, dar un potențial important, ori noi, din păcate, ne desumflăm, scuzați-mă că folosesc acest termen, tot mai mult. Pierdem populație, perspectivele sunt sumbre, pentru că odată ce o populație îmbătrânește, are mai puține ambiții, din păcate, se restrânge și piața, capacitatea. Foarte interesant observația asta. Da, îmbătrânirea populației are și anumite efecte în planul psihologiei sociale și al ambițiilor. Acolo suntem. Intrăm și noi în această... Acolo da, suntem, din păcate. Am pomenit de China și aș mai sta puțin pe această chestiune legată de China. Vi se pare că, din perspectiva omului care, spun încă o dată, se uită cu alți ochi la ceea ce înseamnă politica externă, suntem în fața unui fenomen, fenomenul chinezesc, e ceva ce nu s-a mai văzut, e ceva ce poate schimba în chip definitoriu. La scara asta, da. Da? A fost războiul peloponeziac, Sparta și Atena, dar la această creștere, emergență a unei puteri, cum este China, care acum, să fim sinceri, 40 de ani era o țară, sigur, ne așteptam că va crește, începuseră capitalurile să meargă spre ea, occidentale, dar era sub PIB-ul Franței, Angliei, Marii Britanii, mă rog, nici nu se compara cu Statele Unite ale Americii și iată, China este, încă n-a atins paritatea, dar direcția aceea este aceea. Am văzut o statistică între 2017-2019, nu mai știu acum care e situația, dar e recent, aveau în șantierele navale echivalentul flotei de război britanice.
Sigur, poate nivelul tehnologic nu era același, dar direcția ne arată o anumită direcție și sunt foarte multe minți luminate care se gândesc că ascensiunea Chinei nu poate fi oprită. Adică americanii temporizează, caută soluții, dar potențialul acolo este. Am auzit oameni vorbind despre modelul chinezesc, iar când rostești cuvântul model într-un astfel de context, te gândești la ceva ce ar putea fi eventual importat. Și unii să gândesc, domnule, poate să luăm și noi modelul chinezesc. Nu cred că e posibil, nu, să iei modelul chinezesc, pentru că este ceva cu totul și cu totul specific eu cred, locului specific. Respectiv. Nu? Poate în Rusia oarecum, pentru că Rusia este între două lumi, euroasiatică și n-a avut niciodată o perioadă de democrație, adică pentru ei democrația a fost un traumatism, perioada lui Yeltsin, și contrareacția și plebiscitarea lui Putin și a verticalei puterii acolo, dar nu cred că în Europa poate fi un... Adică ne-am putea duce la un model chinezesc, așa cum nu s-a putut nici la noi impune modelul nord-corean. Poate că Ceaușescu a fost vrut, impresionat după vizita din Coreea de Nord, dar românul nu-l puteai pe român pune... Nici măcar la nivel de demonstrații, cum să spun, de spectacole omagiale, meeting-uri la vremea respectivă. Erau mari, dar nu erau ca la când te uiți la și ce... mulți strișau, ăsta e adevărul, și câți credeau în ideologia respectivă. Domnule Popescu, am lăsat spre final, nu întâmplător, e o temă foarte fierbinte, sigur, în continuare, ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se întâmplă cu Rusia în acest context. În lunile în care vin, văd două școli de gândire, dacă vreți, pentru perioada următoare. Unii care spun că ne aflăm aproape de momentul în care se vor așeza la masa negocierilor nu cele două părți, ucrainenii cu ruși, ci cele 3-4 părți eventual. Exact. Deci va fi un conclav așa de părți care îndoială. Se va așeza și că ne-am putea, Doamne ajută, trezi într-o dimineață că se anunță, domne, s-au înțeles, sau se închide războiul, durează până refacem relațiile, nu știu ce, dar asta este, nu să mai trage cu pușca. Și alții care spun, din contră, având în vedere și știrile de ultimă oră, în care se vorbește despre noi trupe americane care ar trebui să vină în România, multe alte chestiuni, și care spun nu, din contră, vom avea nu doar război, ci vom avea și mai mult război. Pe cine să credem? Dumneavoastră, spre care parte înclinați? Chiar dacă ar veni mai multe trupe americane, pentru că normal, vedem și lărgirea bazei de la Cogălnicianu, dar care n-are funcție numai anti-Rusia, merge și spre Turcia, adică le arată turcilor puțin pisica, le spun totuși, atenție, păstrați un oarecare echilibru, pentru că avem o variantă, nu înseamnă că și oricum diluezi, nu mai are exclusivitatea prin baza de la Incirlic. Dar cred că este începutul sfârșitului pentru războiul din Ucraina. Doamne, în primul rând, pentru că ucrainienii nu-și mai permit. Ei nu vor merge, nu-și permit un război total ca în Afganistan, adică 20 de ani de război. Au pierdut populație, au o țară distrusă, au infrastructuri distruse. Aduce un război perpetu înseamnă că nu mai ai nicio perspectivă nici spre Uniunea Europeană, nici spre NATO, nici de dezvoltare, nici de nimic, și că vei suferi în continuare aceeași hemoragie demografică în care se află. Una dintre piramidele demografice cele mai catastrofale din câte pot exista. Și atunci, cred că ucrainienii înșiși, chiar dacă au un zvâc, știți, și Germania în 44-45 mai avea zvâc, apropo de operațiunea din Kursk, și cred că doresc cu disperare să se așeze la masa negocierilor. Pe de altă parte, rușii nu consideră că momentul chiar a venit, adică îi știu slabi în continuare pe ucrainieni, pentru că cele 6 luni de ajutor, asistență americană blocată, își spun în continuare cuvântul, chiar dacă mai dau câteva lovituri în profunzime, dar problema este și de resurse umane ale Ucrainei. Are trupe obosite, rușii și le-au rotit de mai multe ori, și doresc să mărească presiunea să ocupe cât mai mult în Donbas, și cred că avansează, ăsta este adevărul, zilnic avansează. Nu cred că Kursk a fost o diversiune care nu le aduce absolut nimic. Unii spun chiar că a fost livrarea, o prostie din partea ucrainenilor. Și livrarea de arme care să bată în profunzimea teritoriului, adică măcar 300 de kilometri, nu cred că va fi dată până pe 5 noiembrie, pentru că americanii nu doresc
să se producă un incident care să le pună în pericol candidatura Kamalei Harris, administrația democrată, după 5 noiembrie, cred că vor da, nu se vor duce ei, nu vor spune armele americane să bată în teritoriul rusesc, îi vor lăsa pe francezi și pe britanici. Francezi și britanici singuri nu pot, pentru că au componente americane, mai ales la sistemele de ghidaj. Și nu, n-au, fără acordul americanilor, s-a dus prim-ministru britanic, ați văzut la Biden, nu i s-a dat acordul. Și americanii au ca principal obiectiv, și am văzut din interviul care i-a avut alături pe șeful CIA cu șeful MI6, faptul că să mențină conflictul în parametrii strategici actuale, adică să evite un conflict nuclear cu Rusia. Și pornind de aici, ăsta este obiectivul american, și bineînțeles, și o anumită oboseală, pentru că ajutorul nu va mai fi la același nivel, să fim serioși, indiferent că va rămâne administrația, o administrație democrată sau republicană. Nu mai vorbim, cred că se va ajunge la o încetare, adică la un aranjament care să pună capăt războiului. Nu cred nici într-o integrare în NATO, chiar dacă se vor afirma principiul porții deschise, vocației pentru NATO, ci cred în anumite formule pentru ca teritoriul care va rămâne sub autoritatea Kievului să fie cuprins în zona strategică, orbita occidentală. Faptul că li se vor da arme și că vor fi tot mai înarmați, reprezintă un element de negociere cu rușii. Adică Ucraina nu va avea ce să pună pe masă, nici schimb de teritorii, că e ridicol să credem că 800 de kilometri pătrați o să fie schimbați cu un teritoriu în Donbass. Rușii nu o să dea un centimetru și atunci singurul argument va fi, noi chiar înfrânți, chiar cu mari probleme, vom avea capacitatea să vă lovim și să fim o amenințare militară. Și atunci... Adică va fi un soi de nouă cortină de fier, dar să zicem, va fi o nouă graniță între lumea occidentală și Rusia? Păi asta este. Asta se și joacă, dar, bineînțeles, nu va fi o pace. Nimeni nu va semna un tratat de pace, nici rușii și nici ucrainienii. Că cine să-și pună semnătura pe o cedare de teritorii rezultată dintr-o agresiune? Domnule Popescu, vă rog să ne mai vizitați în emisiune. Mare plăcere. Semnul întrebării, pentru că eu cred că asta s-au spus lucruri, s-au desenat din cuvinte hărți și s-au trasat direcții. E interesant ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc foarte și mult. Eu mulțumesc. Și eu mi-am mai limpezit, a spune, privirea asupra evenimentelor globale. A fost o plăcere să vă avem în studioul emisiunii. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Metropola TV, pentru că urmează dezbaterile Metropolei cu Radu Preda și are un invitat surpriză. Stați cu noi, să aveți un sfârșit de săptămână liniștitor. Ne vedem lunea viitoare. Toate bune!